Bună ziua, dragi telespectatori ai Escu TV. Astăzi vom discuta în emisiune de aici, din studio de la EC Televizion, cu un român stabilit în Montreal de mai mulți ani. Numele lui este Ioan Mureșan. Este o persoană care se implică foarte mult în viața comunității diasporei în mod special, prin informații interesante, pertinente, utile, pe care vrea să le aducă la cunoștința românilor din diaspora, mai cu seamă legate de participarea la vot, procedurile pentru votul prin corespondență. Vom discuta printre altele și de participarea lui la alte acțiuni în comunitatea română. Bun găsit, domnul Ioan Mureșan, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Ia, domnul Bălan, vă mulțumesc foarte mult de invitație. Sunteți de o bună bucată de timp foarte activ în comunitatea română prin intermediul platformelor Facebook, mai ales prin participarea noastră la organizarea alegerilor aici la Montreal. Vom intra direct în subiect. Se apropie alegerile parlamentare. În contextul pandemiei COVID-19 devine tot mai importantă, nu-i așa, înscrierea la votul prin corespondență. Reamintim ascultătorilor noștri că perioada de înscriere a fost prelungită până pe data de 22 octombrie. Pe scurt, de ce faceți lucrurile acestea? De ce vă ocupați de informarea publicului român? Ce vă motivează? Pe scurt, pentru că pot scoate românul din România, dar nu pot scoate România din român. Mă rog, cel puțin în cazul meu se aplică foarte mult acest dicton. Deci nu m-am rupt de România, încă am proprietăți, am familie, majoritatea familiei mele este încă în România și e normal să mă preocupe. Pe de altă parte, dacă suntem aproape 6 milioane de români plecați, asta nu înseamnă că nu ne-am dorit să ne ducem înapoi. În situația în care România ar deveni o țară ca afară, cred că 90% din toți acești români care, din toți acești cetățeni români care sunt în străinătate, eu cred că s-ar întoarce, cum am spus, vreo 90%. Și atunci e normal să ajutăm la construirea României ca să fie ca afară, ca să avem unde să ne întoarcem. Majoritatea românilor se gândesc să se întoarcă la pensii. Nu cred că sunt foarte mulți care vor să rămână în străinătate în zilele pensiei. Și atunci trebuie să clădim, să ajutăm să fie România așa cum ne-o dorim noi în vremurile în care vom ajunge să ne trăim pensia acolo. De ce credeți că românii ar trebui să voteze? Pentru că avem multe semnale și din România, o parte a populației care ne reproșează că votăm, că vrem să votăm, că nu locuim în România. De ce ne interesează pe noi? Ați auzit și dumneavoastră destule replici de genul ăsta? Bineînțeles, deja o jumătate din răspuns l-am dat. Pentru că dacă vreau să mă întorc în România, vreau să mă întorc într-o Românie, să zic peste 10-15 ani, care să-mi ofere cel puțin 3 sferturi din condițiile pe care le-am aici în Canada. Dacă România rămâne la acest nivel, eu nu voi mai avea la ce să mă întorc. Cu alte cuvinte, trebuie acum să mă implic pentru a se întâmpla ceva peste 10-15 ani, pentru a mă putea întoarce peste 10-15 ani. Pe de altă parte, dacă majoritatea românilor, mai ales cei care sunt în Uniunea Europeană plecați, au încă proprietăți, au încă familie, au poate soția lăsată acasă cu copii. El s-a dus doar la muncă sau, mă rog, pe 2-3 ani, plănuind că se întoarce. E bine, dacă nu se duce la vot, s-a schimbat ceva între timp în România? A putut ajuta el cu ceva să se schimbe România în bine? Nu prea. Dacă am o proprietate în România, mi se pare normal să fiu interesat ca administrația locală să gestioneze bine comunitatea, urbia, ca să nu scadă valoarea proprietății mele. Nu? Deci sunt foarte, foarte multe interese la care ar trebui să ne gândim, de asta ar trebui să votăm. Este important poate și pentru cei care nu au proprietăți sau care nu se gândesc să întoarcă în România, pentru că mai mergem măcar în vacanțe,
mai merg copiii noștri, sperăm ca nepoții noștri să viziteze România, nu? Mai avem rude acolo, cei care mai avem. Bineînțeles, nu cred că e, nu cred că e interesant să trimiți tu bani de șpagă de aici. E mai bine să trimiți un vot ca să nu mai fie nevoie de dat șpagă în România, la medici sau oriunde. Aici în Moreal v-ați implicat în organizarea alegerilor prezidențiale, dacă nu mă înșel, poate și altele, dar ne-am întâlnit doar ultima oară. Doar la prezidențiale am fost în comisia de votare, da. Cum vi s-a părut organizarea, cum vi s-a părut din punct de vedere al platformelor puse la dispoziție de către Guvernul României, a facilităților, organizarea secțiilor de votare, participarea românilor de aici din Moreal la vot? Organizarea a fost foarte bună, a ajutat foarte mult faptul că a fost pe 3 zile votarea pentru prezidențiale. Acum la parlamentare vor fi 2 zile de vot, deci sunt premisele că vor fi condiții de vot la fel de bune ca la prezidențiale. În Uniunea Europeană au fost secții de votare unde au votat câte 3-4 mii de persoane într-o secție de votare de-a lungul celor 3 zile de vot. În schimb, în Montreal, de fapt, în Canada și în Statele Unite, prezența la vot, din păcate, a fost dezamăgitoare. În sensul că, din câte știu eu, sunt în Canada vreo 260.000 de români, din care am aici o statistică, 46.000 au pașaport pentru cetățean român cu domiciliul în străinătate, din care doar 16.000 mai au pașaportul valabil. În condițiile astea, participarea la vot și interesul văd că e destul de scăzut în America. Continuăm așadar. Domnul Ioan Mureșan, tocmai menționați că aici în Canada numărul de pașapoarte valide este o treime, practic, din cei înscriși, nu? 16.000 din 46.000. Dar, dincolo de cifre, ce documente avem nevoie pentru a putea vota? Fie prin corespondență, fie în circumscripția electorală. Deci, pentru a putea vota, ai nevoie de cartea de identitate sau de un pașaport. Pentru a vota în circumscripția electorală 43, care este a cetățenilor din diaspora, avem nevoie de pașaport cu mențiunea domiciliului într-o țară din străinătate, respectiv Canada, cum e la mine aici. Ar fi Canada, sau cu carte de identitate românească și un act care dovedește dreptul de rezidență a cetățeanului român în străinătate. Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția românilor o listă în care este specificat pentru fiecare țară ce act este considerat ca act doveditor a rezidenței. În România se poate vota doar cu cartea de identitate sau cu o carte de identitate provizorie, cum ar fi aceasta a mea. Deci eu am fost acum în România și mi-am făcut o carte de identitate provizorie pentru cetățean român cu domiciliul în străinătate și am votat la alegerile locale. Pentru noi, cei care locuim aici, cred că pașaportul rămâne totuși soluția cea mai la îndemână, neputând avea acces chiar așa de ușor la o carte de identitate, nu? Care se eliberează acolo în România, trebuie să fii prezent fizic sau prin procură, în orice caz. Care este diferența, dacă eu doresc să-mi fac un pașaport românesc? Diferența ar fi majoră dacă s-ar aplica legea 208 a alegerilor parlamentare, legea 208 din 2015 a alegerilor parlamentare, cum ar trebui efectiv, cum e scrisă legea. Pentru că acolo articolul 5 spune că numărul de parlamentari
se acordă în funcție de numărul de locuitori a unei circumscripții. Ori în circumscripția 43, oficial, suntem 836.000 de locuitori, adică doar persoanele care posedă un pașaport CRDS, un pașaport pentru cetățean român cu domiciliu în străinătate. Toți ceilalți cetățeni care au venit în Canada, deci cum am spus, între 46.000 până la 260.000, restul cetățenilor sunt veniți aici cu un pașaport simplu de domiciliat în România și care au și o carte de identitate în buzunar. E bine, pe aceștia îi reprezintă și îi va reprezenta cineva din România în Parlamentul României, din un parlamentar din județul lor de domiciliu. Nu îi va reprezenta un diaspora. Cu care, practic, nu avem prea mare legătură, nu? Eu dacă stau în Montreal și mă reprezintă deputatul de Suceava, poate ar fi mai bine să fiu reprezentat de un parlamentar din secția circumscripția, pardon, 43, diaspora. Da, așa ar fi ideal, însă din ce moment persoana respectivă nu are un pașaport pentru cetățean român cu domiciliul în străinătate, n-are ce face, va fi reprezentat de parlamentarul din județul său, deși în situația în care se va prezenta la vot în Montreal, să zicem, această persoană va vota listele circumscripției 43, nu listele circumscripției din județul de domiciliu. E o incongruență aici. Adică eu merg la Montreal și votez pe lista pentru diaspora, dar dacă am pașaportul românesc cu domiciliu în România, mă va reprezenta eventual deputatul de Teleorman. Sau... Da, da, da. Din păcate așa este. Ar fi trebuit ca toți românii, cei până la 260.000 sau 290.000 cât suntem în Canada, ar fi trebuit să-și facă pașaport CRDS până la data de 1 ianuarie 2019. Așa este. Legea. Domnul Mureșan, îmi spuneați înainte de emisiune, acum câteva zile, că ați lansat o platformă de educație civică pe Facebook. Unde este prezentă această platformă? Cum se numește? Care e funcționalitatea acestei? Este pur și simplu o pagină Facebook unde sunt administrator și pe care încerc să public cât de multe informații utile pentru cetățenii, în primul rând din români din Canada, dar și pentru restul diasporei. Pagina respectivă se cheamă Diaspora Unește România și în paranteză Canada Civic. Împreună cu mai mulți prieteni administrăm această pagină. Pagina mea face parte dintr-un grup de mai mulți cetățeni implicați civici, activiști civici din diaspora pentru a promova interesele diasporei și pentru a publiciza, să zicem, cât de mult mediatiza informații care sunt interesante pentru diaspora. Luăm o scurtă pauză, după care continuăm discuția legată de alegerile parlamentare care urmează. Continuăm așadar, vom vorbi cu domnul Ioan Mureșan despre votul prin corespondență. Înscrierea pentru votul prin corespondență a românilor din diaspora, de pretutindeni de altfel, a fost prelungită până în data de 22 octombrie. Este platforma oferită de Autoritatea Electorală Permanentă pentru înscrierile pentru votul în străinătate, care este www.votstrainătate.ro. Și aici aveam inițial două opțiuni, opțiunea pentru votul în secție și opțiunea pentru votul prin corespondență. Chiar astăzi am ascultat o conferință de presă a ministrului afacerilor externe, domnul Laurescu, în care spunea că până la data de astăzi două țări, Malta și Nigeria, interzic cu desăvârșire organizarea de secții de votare în țările lor.
iar majoritatea țărilor din Uniunea Europeană încurajează utilizarea votului prin corespondență în detrimentul votului în secțiile de votare. Deocamdată, doar 12, deci în afara secțiilor de votare din misiunile diplomatice, Ministerul Afacerilor Externe a propus înființarea doar 12 secții de votare suplimentare, argumentând faptul că nu se înscrie lumea pentru votul în străinătate. După cum am văzut, sunt de-abia 3.900 de persoane care s-au înscris pentru votul în străinătate în secție. Uitați-vă cum se folosesc autoritățile, băi, nu mai facem secții de votare chiar așa de multe, că și așa nu se duce lumea la vot. Deci asta este, să zicem, ar trebui să fie un motiv de mobilizare a diasporei. Trebuie să ne înscriem, pentru că altfel le zic că nu există, că noi nu existăm. Este foarte important așadar să ne înscriem, fie la voturi prin corespondență, fie altfel nu putem vota, să înțelegem, nu? Dacă nu ne înscriem pe listele... Ba, se va putea vota, deci în situația în care totuși... Ca să facem statele... bine distinția, da, să facem... Deci de putut se va putea vota în situația în care țările vor accepta înființarea de secții de votare măcar în misiunile diplomatice. Însă să ne înțelegem că măsurile igienico-sanitare impuse de pandemie vor fi mult mai... Deci vor încetini procesul de votare și vor pune anumite limite. În sensul că dacă în Italia anul trecut la prezidențiale au fost secții unde s-au votat 4.000 de persoane, mă îndoiesc că în două zile vom putea depăși 1.000 sau 1.500. Pentru că cu siguranță nu vom putea intra mai mult de 5 persoane în secția de votare, va trebui să păstrăm distanțare și dacă te duci la vot și vezi că este linia de 1 kilometru cu persoane tot din 2 în 2 poate metri... Poate descuraja pe unii cu siguranță, oameni. Descuraja. Pe de altă parte, din discuțiile pe care le-am avut și cu Ambasada României în Canada, nu este garantat faptul că vom avea secții de votare aici în Canada, nu știu, în Europa, probabil că situația nu e similară. E posibil să nu avem secții de votare aici fizice în Canada? Este foarte posibil. Deci toate țările își păstrează rezerva. Deci deocamdată, în afară de cele două țări pe care le-am menționat, toate țările zic, da, în misiunile diplomatice, cel puțin, veți putea face secții de votare. Însă, sub rezerva, că în funcție de evoluția infectărilor cu COVID, toate țările își păstrează rezerva de a ne interzice în orice clipă organizarea de secții de votare. Deci, avem 50% șanse să avem secții de votare în misiunile diplomatice, 50% să nu avem. Și atunci, singura șansă de a putea exprima votul ar fi votul prin corespondență. Cum a fost în România, după părerea noastră, atmosfera la alegerile locale? S-au respectat, în primul rând, astea, condițiile de distanțare? De... Da. Eu am votat în Cluj. Am trecut de două ori pe la secția de votare, în primul rând la ora 8 pentru a vota. Și... din păcate sau din fericire, nu știu cum să mă poziționez față de situație, era foarte puțină lume la votare. Deci distanțarea s-a putut respecta. La intrarea în secția de votare erai termoscanat, erai dat cu dezinfectant pe mâini, era distanță între persoane, nu intrau mai mult de 5 persoane în secția de votare. Totul a decurs foarte, foarte bine din punct de vedere sanitar. A doua oară când am revenit pe la secția de votare ca să văd care este mișcarea, era un pic mai mare agitația, însă distanțarea socială putea fi respectată fără nicio problemă. La alegerile locale a fost, am informația de pe site-ul Autorității Electorale, o participare de 46,02%, 46% să spunem, din persoanele înscrise.
A fost o participare destul de importantă, totuși, 46%. În termeni reali, cred că prezența este mai mare. A fost mai mare, pentru că 46% a fost raportat la 19 milioane de alegători cât sunt în registrul electoral. Însă, dacă calculul că, de fapt, 5 milioane, aproape 6 milioane, suntem în străinătate, înseamnă că dacă au votat 8 milioane, da, cam 8 milioane. 400, mai exact, da. Cât ar mai rămâne, vreo 13-14 milioane în țară, se trece binișor peste 50% în termeni reali ai prezenței la vot. Acum, eu sper ca recensământul care se prefigurează a se organiza în anul următor va aduce cifre reale cu privire la câți oameni sunt în România și trăiesc efectiv în România și cât suntem cu domiciliu sau rezidența în străinătate. Să încheiem cu o scurtă opinie despre rezultatele la alegerile locale, care sunt poate un precursor, care pot da o indicație a intenției de vot pentru alegerile prezidențiale, nu neapărat întotdeauna precisă. Partidul Național Liberal a câștigat președinția Consiliului Județean în 17 județe, Partidul Social Democrat în 20 de județe, UDMR în 4 județe. Surpriza a fost că Partidul Social Democrat a pierdut spre Mațian Telorman, nu, glumeam, a fost o glumă. Ce părere aveți? Da, PSD-ul a câștigat în Telorman, bineînțeles. Ce părere aveți despre aceste rezultate? Sunt dezamăgit că, de fapt, nu a fost mai mult galben pe hartă, să spunem. Sau, mă rog, deci, din păcate, românii rămân în sindromul Stockholm și le place să fie luați prizonieri. Dacă aveți un mesaj de transmis pentru conaționalii noștri din diaspora, referitor la înscrierea la votul prin corespondență. Da, indiferent de opțiunea politică, este bine să ne exprimăm. Este bine să mergem la vot și din cauza asta și având în vedere pandemia, utilizați votul prin corespondență. Este bun, este sigur, eu l-am utilizat. Chiar dacă am fost în secția de votare anul trecut la prezidențiale, eu am votat prin corespondență. Deci, vă rog, nu uitați situl www.votstrainatate.ro. Trebuie să votăm totuși. Da, vă mulțumesc pentru acest interviu, pentru timpul acordat. Vă doresc o perioadă de izolare cât mai ușoară și multă sănătate, în primul rând. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. La revedere, pe curând!